Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Expoziție de pictura Claudiei Schițelea la Biblioteca Municipală Radu Rosetti din Onești. Rețea de gaze la Dofteana. Lotul Serbiei la CSM Onești. Luni, 5 august 2024, la ora 17, Biblioteca Municipală Radu Rosetti din Onești a fost gazda unui eveniment cultural deosebit, vernisarea expoziției de pictură a artistei Claudia Schițelea. Evenimentul a avut loc la sediul bibliotecii și a atras numeroși iubitori de artă și curioși din localitate. Irina este colega și prietena mea din clasa 1, pe care am pierdut-o la 8 ani, când s-a mutat cu familia în Iași. Irina a studiat istoria artei și este și un master în psihologia artei și a venit astăzi să se reconecteze la Onești, de care i-a fost așa de dor, din poziția de critic de artă la vernisajul meu. Și mulțumesc foarte mult! Da, mulțumesc! Nu aș putea niciodată din clasa 1, din banca 1, din școala numărul 10, să nu mă vin după 30 și de ani în acest oraș, în care mă leagă foarte mult. Și în mod special ceea ce avem noi astăzi aici. Este prima expoziție de artă a artistei noastre în orașul de Baștină și ne aflăm aici cu toții pentru ea. Ce avem în comun noi toți? Avem ceva, că suntem astăzi aici. Este vorba de nevoia de întoarcere la rădăcini, la autenticitate, la cultură și la artă, calități pe care poate le-am pierdut. Dar cel mai mult, cred că ceea ce ne ține aici, este dragostea de Onești. Revenirea în această enclavă în care am copilărit printre cele mai uimitoare personalități, minți extraordinare, comportamente legate ale unei elite intelectuale, eclectice din punct de vedere cultural, veridică. O elită veridică non-colaboraționistă, creată peste noapte de Gheorghe Gheorghiude, în această perioadă minunată din anii 60-70. Este perioada în care ne-am născut noi și în care ne-am simțit atât de încărcați în această zonă. Am trăit prin cultură. Suntem crescuți astfel. N-am fi vrut niciodată să părăsim acest oraș. Și iată că ne întoarcem aici. Ne întoarcem pentru artă. Ne întoarcem să trăim ceva. Nu e nimic întâmplător. Toată generația noastră s-a refugiat până la urmă peste tot în lume. Dar revenim aici pentru o altfel de perspective, da? După un sfert de secol, într-un traseu circular, în încercarea de resuscitare și, cred eu, cu succes, a unui trecut glorios oneștean, artistic, cultural. Ne recunoaștem, da? Mă recunosc cu oameni din Onești, peste tot. Da? Ne leagă ceva. A, am fost în Onești, este ceva, o simțire profundă, tocmai a unui oraș, care a întremenit undeva în timp. Odată cu plecarea Claudiei în Iași, a apărut și experiența ei literară, artistică. Creativitatea exista permanent, din clasa 1. O sesizase toată lumea. Apoi, calea jurnalismului a avut un rol deosebit de bogat în diversificarea experienței ei de viață. Nu putem să facem creație sau artă fără o experiență de viață substanțială. Trezirea fiorului creației apare în existența în capitală. În capitală, o existență îndelungată, plină de succes, când la un moment dat își notează pe perete ca o mantră deviza de a urma facultatea de artă. De a urma ca facultatea de artă pentru a deveni artist. Deci vorbim aici despre o profunzime a unei minți care nu-și dorea să devină artist
de dragul artei, ci să aprofundeze o branșă în care simțea, era o chemare a talentului. În floarea vârstei și a carierei ajunge să lase totul pentru a deveni student la artă și a, iată, precum un self-fulfilling prophecy, acea mantră s-a adeverit. Da? Acea deviză este astăzi aici. Nu că un asemenea talent ca al Claudii ar fi avut neapărat enorm de nevoie de enorm de multe studii. Poate că nu-și cunoștea talentul nativ, genul creativității însă curgea în familie. Evenimentul de deschidere a fost marcat de prezența unor personalități locale, critici de artă și prieteni ai artistei, care au lăudat complexitatea și sensibilitatea lucrărilor expuse. Expoziția va rămâne pe Simeze până la data de 5 septembrie 2024, oferind publicului oneștean ocazia de a descoperi talentul și creativitatea unei artiste de excepție. Dacă în urmă cu puțin timp se vorbea doar la modul ipotetic de a avea rețea de gaze, iată că, după o muncă susținută de câțiva ani, Îndofteana s-a dat startul lucrărilor pentru introducerea rețelei de gaze. Despre munca din spatele acestui ambițios proiect aflăm în minutele următoare de la primarul comunei Îndofteana, Ioan Bujor. Visul nostru, și nu numai a meu, a tuturor cetățenilor din Îndofteana, a devenit realitate. După 4 ani, de când tot spunem noi că vom introduce gaze în localitatea noastră, uitați, a durat proiectul 4 ani de zile cu toate aprobările, proiectul fiind european, apoi mi l-a transferat la Ministerul Dezvoltării cu finanțare prin Angel Salini, care are o valoare de 14 milioane de euro și se întinde pe 81 de kilometri de rețea de gaze, plus branșamente, plus cofrețe și contorii care contorizează gazul metan. Valoarea v-am spus-o, distanța v-am spus-o, beneficiarii sunt cetățenii comunei Îndofteana. Primăria comunei Îndofteana are o cofinanțare destul de mărișoară cu privire la acest proiect, dar important este că tot ceea ce am promis, și proiectul se numește Înființare Sistem Inteligent de Gaze în Comuna Îndofteana, județul Bacău, pe toate cele 7 sate. Racordul la conducta transgazului va avea loc, unde spunem noi, la râpa lui Plopu, aici, între Bogata și Îndofteana. Avem o suprafață teren, proprietatea publică a comunei Îndofteana, de 4.500 de metri pătrați, unde acolo va veni o stație de reglare măsurare, unde va fi racordată la energie electrică. A durat destul de mult, întrucât avizele de la drumurile naționale, de la SNCFR, acestea ne-au dus pe o durată destul de lungă. Dar uitați că eu, împreună cu Consiliul Local, am promis cetățenilor din Comuna Îndofteana că își vom introduce gaze în această localitate, dar am promis cetățenilor din satul Hăgheac, în primul rând, că și vom veni prima dată, vom începe cu dumnealor în satul Hăgheac și apoi vom continua cu celelalte sate. Dar tot astăzi vom începe paralel cu drumul național în satul Îndofteana, dinspre Dărmănești către centrul localității noastre. Se lucrează pe 2 fronturi, atât aici, cât și aici ne aflăm pe strada Calea Nemire, cât și pe strada principală din satul Îndofteana. Iată că după multă muncă și ani de muncă, nu vorbim așa, ați reușit să îndepliniți și acest vis, nu numai al dumneavoastră, și al locuitorilor comunei Îndofteana. Sigur că da. Deci noi, în momentul când am depus acest proiect, am obținut 3.700 de semnături de la cetățenii din localitatea noastră, atât cei care au locuințe, cât și cei care au terenul Virane, care se află în intravilanul localității și mai devreme sau mai târziu vor fi construcții pe acele terenuri. Dar conducta de gaze și introducerea gazelor naturale în localitatea noastră este un plus valoare atât pentru societățile comerciale, cât și pentru acei care au terenuri virane. Că știm cu toții că atât nevoia vinde, nevoia cumpără, și pentru cei care vinde se modifică valoarea terenului, pentru cei care cumpără același lucru. Deci crește nivelul de trai, crește în localitatea noastră condițiile cerute de toți cetățenii Uniunii Europene și noi am făcut de așa natură să fim în concordanță cu toate schimbările din Uniunea Europeană.
Și iată, spuneați că crezi că, să zicem, prețul terenurilor, în primul rând, suntem în imediata vecinătate a unei pensiuni care s-a dezvoltat așa într-un mod fantastic și ceea ce am văzut pe calea Nemirii, am văzut foarte multe proprietăți și case de vacanță, ceea ce arată sau demonstrează că Dofteana este o locație favorită, așa, să te retragi la munte în aerul curat. Sigur că da. Deci locul unde ne aflăm noi aici, pe calea Nemirii, odată cu nomenclatura stradală, i-am dat această denumire Calea Nemirii, pentru că acesta este drumul care duce la 1654 de metri înălțime, vârful Nemira. Dar totodată duce și la cele două izvoare de apă minerală, la Ciunget și la Sărărie, în care am amenajat acele izvori de la Ciunget. Acum, cred că săptămâna viitoare îl amenajăm pe celălalt de la Sărărie și luptăm pentru a deschide zona turistică în localitatea noastră, pentru că pe o zonă turistică, sigur, atragem atât agenți economici cât și turiști care să vină în zonă. De așa natură să se adune sume de bani atât la bugetul local cât și la agenții economici ca noi să putem să ne dezvoltăm în timp. Felicitări pentru proiect și ce să zicem, constructorilor spor la treabă. Da, sigur că da. Aș vrea să adaug la interviul pe care mi-l luați dumneavoastră câteva cuvinte în care vreau să mă adresez tuturor cetățenilor din Dofteana, pentru că va fi un mare disconfort. Mă refer disconfort la ce? Noi săpăm conductele, șanțurile la o adâncime de 1,10 m, apoi punem un strat de nisip, după stratul de nisip pozăm conducta de gaze și peste conducta de gaze iarăși un strat de nisip și după aia acoperim șanțurile. Vom trece pe la fiecare poartă a fiecărui cetățean. Normal, îi vom obtura accesul în curte. De așa natură va lăsa vehiculul rutier într-o altă zonă și așa mai departe, să fie înțelegători cu noi. Și noi am fost și vom fi înțelegători cu dumnealor. Dar ne gândim la următorul aspect. Și dumnealor să ia în calcul faptul că vom ajunge în unele zone unde nu încape conducta de gaze între acostamentul asfaltului și gardul cetățeanului, mă refer aici, Calea Nemirii și în alte locuri, și vom fi nevoiți ca să dăm gardurile înapoi cu jumătate de metru sau mai mult, să putem să trecem cu această utilitate care este strict necesară. Aici, pe Calea Nemirii, am adus conducta de apă de 4 țuări, de 110, în urmă cu 10 ani, 8-9-10 ani. Ea nu este funcțională, deci, într-un cuvânt, nu are apă pe ea. Dar sper mâine sau cel târziu până săptămâna viitoare, am achiziționat un rezervor de apă de 80 de tone și îl voi transporta în zona parcului dendrologic, acolo unde voi face o cameră de poziție de așa natură să o instalăm acolo și vom capta apa care va fi trasă din Hăgheac până în acea rezervă și apoi, printr-un vas tampon cu o pompă, vom împinge până aici, pe Calea Nemirii, la ultima casă, de așa natură să avem apă potabilă la fiecare cetățean. Deci aici va fi anul acesta apă și gaze în această zonă, Calea Nemirii, și în celelalte sate, bineînțeles. Lotul național de lupte al Serbiei în cantonament la CSM Onești. La începutul lunii august, Club Sportiv Municipal Onești a devenit locul intens de pregătire. Este vorba de cantonamentul de pregătire pentru lotul de lupte al Serbiei și al CSM Onești. Antrenorul lotului național al Serbiei, Dalibor Perovic, a sosit luni 5 august împreună cu campioana Milica Seculovic și alte 8 sportive talentate pentru a se antrena alături de luptătoarele de la CSM Onești. Mă bucur să constat că toate aceste confruntări ne aduc un plus atât sportivelor din Serbia cât și celor din Onești. Suntem aici în cantonament de pregătire, având în vedere că dorim să concurăm la campionatul Under 20 ce va avea loc în Spania. După cum vedeți, fetele noastre se pregătesc intens și cu siguranță vor fi bine pregătite. Acest cantonament reprezintă o oportunitate unică de pregătire intensivă și schimb de experiență între sportive. Timp de o săptămână, lotul de lupte al CSM Onești va avea ocazia să își testeze și să își îmbunătățească abilitățile în compania unei echipe internaționale de top. Mă bucur foarte mult că au venit fetele la noi, chiar aveam nevoie de fete. Și noi am fost la ele și ele ne-au primit cu mâinile deschise și chiar ne ajută foarte mult antrenamentele cu ele, atât pe noi cât și pe ele. Și e bine că au venit, mă bucur mult că au venit la noi. Am înțeles că ești ușor accidentată și ești în perioadă de recuperare.
Da, din cauza asta sunt și foarte tristă în perioada asta, că ele au venit aici, eu nu pot să fac antrenament, să mă antrenez cu ele. Sunt accidentată, iar asta mă ține pe loc, dar încerc să trec peste și să mă abțin cât de mult pot ca să nu intru pe saltea. Înțeles. În opinia ta, sunt bune aceste gen de confruntări între lotul de la CSM și sport, lotul național al unei alte țări, că e lot național totuși. Diferența e un pic, nu? Da, da, e foarte bine. Nouă ne trebuie, asta ne trebuie nouă la lupte. Foarte mulți coechipieri care să ne ajute să ne antrenăm. Și cu cât sunt mai mulți, cu atât te antrenezi mai bine. Da, sunt campioana Serbiei și sunt foarte mândră de rezultatul obținut. Ne ajută foarte mult acest cantonament de pregătire de la Onești, iar sportivele sunt foarte bune, sunt puternice și am remarcat că au o tehnică foarte bună. Ne ajută foarte mult să evoluăm acest cantonament. De când sunt la Onești, am avut ocazia și să vizitez orașul, care mi se pare a fi foarte frumos. Sunt aici pentru prima dată, dar nu prima dată în România. Comunicarea între noi este, adică sunt sociabile, asta este ceva bun, ca să putem lucra împreună la antrenamente. Sunt cam același nivel, oarecum. E, consider că sunt utile acest gen de confruntări pe saltea, pentru că alt stil, altă abordare? Foarte utile, mi se pare, să schimbăm adversarii între noi, partenerii, pentru că dacă faci cu același partener, la un moment dat... Nu mai poți. Adică nu mai e surprize, nu? Da. Și cu ceilalți parteneri, automat apar surprize, vezi că nu e bine acolo, adică te poți învăța. Da, pentru că în afară nu o să ne luptăm cu adversarii de la noi de acasă, da? O să ne luptăm cu alți adversari internaționale, alte țări. Da. Înțeles. Tinerile din Serbia, tu ai apucat să mergi în lotul cantonamentul de pregătire din Serbia? Da, la Divci Bari am fost. Au fost foarte bine, au niște condiții super bune. Au avut acolo la... Serios? Da, am fost la... Bune ca la Onești? Da, mult mai bune. Da. Înțeles? De-adevăr, mult mai bune. Chiar mă miram și le-am și întrebat pe fete dacă e ok, astea sunt condițiile de la noi. Și a zis că e ok. Na, ce să zică și ele acum, așa de bunul simț, știți? Am înțeles. Da, până la urma urmei contează de fapt cu echipierul care l-ai pe saltea și de fapt ceea ce reușești să achiziționezi ca și informații, experiență. Da, normal. Ok. Un mesaj dacă e pe final, ce-ți dorești sau pentru ce te pregătești? Am înțeles că unele din colegii sunt accidentate. Da, păi așa, cam se întâmplă mereu. Nu știu, așa e la noi, nu știu cum să zic, avem un noroc formidabil, dar... Nu știu, acum se accidentează una, acum alta și eu abia ce am terminat cu accidentările și asta te trage înapoi. Da, am făcut recuperare și asta te trage înapoi, automat scazi de la nivelul care ai fost și iară trebuie să din nou să începi să urci la nivelul care ai fost și să te duci mai sus. Ce pot să spun? Este foarte greu. Am înțeles. Bă, că curge apa de transpirație pe tine. Am terminat și eu un meci, că azi am avut meciuri. Ok. Un mesaj, dacă e adresat tinerilor care urmăresc să vină să facă sport, ce le zici? Să veniți să faceți sport, vă ajută la îndemânare, atât la educație, disciplină și să aveți o rutină zilnică, asta e cel mai bine, să aveți o activitate zilnică care să o faceți. Poate nu chiar lupte, dar în general este bine să avem ceva în activitate. Sport, atât când citim, facem sport. Adică să-l completăm. Da, să completăm. Este sănătos pentru noi, atât psihic și fizic. Am înțeles. Tu de cât timp faci lupte? De la 11 ani, acum am 21. Din păcate, două dintre tinerele talentate de la CSM Onești, Ana Maria Puiu și Florentina Rotaru, nu au putut participa la cantonament din motive medicale. Cu toate acestea, lotul din Onești a fost completat de prezența altor luptătoare de elită din țară. Astfel, Ana Maria Rotaru de la Dinamo București, Gabriela Cuc de la CSM Călăraș, Sofia Anastase de la ACS Viitorul Băicoi și Desiree Lefter de la CS Tecuci s-au alăturat cantonamentului, aducând un plus de valoare și diversitate echipei. Iată că un vis de a devenit realitate, lotul Serbiei se antrenează la Onești. Păi era rândul lor, noi ne-am dus la ei, știți că în edițiile anterioare v-am spus cât de mult ne-am ajutat reciproc și ne-am antrenat foarte bine cu ei. Sunt foarte bucuros pentru legătura care am făcut-o cu ei, că este benefic atât pentru noi cât și pentru ei.
Au venit ei la noi acum, noi ne antrenăm în vederea pregătirii pentru campionatele mondiale care vor veni luna viitoare. E un cantonament, zic eu, de bun augur și sperăm până la final să fie și să dea roade, să fie ok. Se pare că cantonamentul trecut a dat roade și ați împărțit, ca să zicem așa, pozițiile pe podium. Du-te tu, ba mă duc eu, pentru că sportivele au fost foarte bune și au avut o evoluție de prestigiu pentru cei care nu știu, trebuie să spunem. Da, este adevărat, având în vedere că acest lot al Serbiei nu s-a întrunit de foarte mulți ani, este doar de câțiva ani, 3 ani, s-au adunat fetele și ei erau la început de drum, iar faptul că am reușit să ne antrenăm împreună, atât noi care am reușit să obținem medalie de bronz prin Ana Puiu, cât și ei, care și ea la rândul ei a obținut medalie de bronz, și e un lucru foarte îmbucurător pentru lotul Serbiei. Dacă ar fi să faceți așa o analiză, aveți ochiul format, vedeți cam cum e. Cum se prezintă fetele din lotul național al Serbiei, în opinia dumneavoastră? Că după aia vorbim și despre sportivele la CSM. Având în vedere că ne știm încă de la începutul anului și este al treilea cantonament care îl facem împreună, mi se pare că au crescut foarte mult în valoare și parcă au altă atitudine față de ceea ce fac. Se vede că lucrurile merg înainte și sunt ok, sunt dornice să muncească, iar asta vine și din faptul că ei au mult mai multe condiții de pregătire decât avem noi, în primul rând financiar, ele n-au bariere. Spre exemplu, înainte să vină la noi au fost în cantonament în Ungaria, 2 săptămâni. Acum au venit la noi 1 săptămână, după noi vor pleca în Belarusia. Și în ideea în care ai, așa cum spuneam anterior, dacă ai material și există suport financiar, poți să muți din loc. Dar așa e greu. Câte fete sunt în lotul Serbiei venite la Onești? 9 fete și antrenorul 10 persoane. Da. Cât timp vor sta și cam cum îi apreciați că va fi colaborarea așa, lupta în echipe? Au venit alaltă ieri, au ajuns luni și vor pleca săptămâna viitoare, marți. Avem 1 săptămână plină de antrenament și sperăm să nu existe accidentări, toată lumea să rămână întreagă și să avem o pregătire foarte bună, la final să tragem o linie și să ne bucurăm de ceea ce am realizat. Care ar fi așteptările dumneavoastră pentru următoarea competiție, pentru care vă pregătiți? Pentru că exigențele sunt sus, rezultatele lumea așteaptă, având în vedere ultimele rezultate obținute? Da, este, da, oftăm, pentru că noi acum avem și o perioadă puțin mai moartă, să zic așa, dar în aceeași măsură avem și câteva fete care sunt accidentate, de la cele care ne așteptăm mai mult și sunt în recuperare. Pe plan internațional nu prea ne gândim acum în toamnă, pentru că, spre exemplu, Maria, care a obținut o medalie, trebuie să se refacă, că e accidentată la genunchi. Florentina la fel este accidentată, Izabela la fel și... A fost un sezon plin, așa? Da, da, dar vrem să ne recuperăm foarte bine, pentru că în toamnă încep campionatele naționale la toate nivelurile, de la U15 până la seniori, și atunci vrem să ne îndeplinim obiectivele aici, vrem să obținem cât mai multe medalii de aur, vrem să arătăm lumii că chiar suntem campionii României, copiii care venim de la Onești. Mult succes și ținem pumnii strânși! Doamne ajută, mulțumim și noi! Antrenamentele intensive desfășurate în cadrul acestui cantonament vor include tehnici avansate de lupte, strategii de competiție și sesiuni de pregătire fizică menite să îmbunătățească rezistența și forța sportivelor. Prezența antrenorului Dalibor Perovic, cunoscut pentru metodele sale inovatoare și pentru succesul său în antrenarea luptătorilor de top, aduce un mare beneficiu lotului românesc. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Miercuri 28 august, vremea continuă tendința de încălzire. Cerul va fi parțial acoperit de nori, maxima zilei va ajunge până la 27 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 16 grade Celsius. Joi 29 august, vremea continuă tendința de încălzire. Cerul va fi senin, maxima zilei ajunge până la 26 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 15 grade Celsius. Vineri 30 august, vremea continuă tendința de încălzire. Cerul va fi acoperit de nori,
Maxima zilei ajunge până la 27 de grade Celsius, cerul va fi senin, iar minima pe timpul nopții scade până la 16 grade Celsius.